Ok, de salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta nu voi posta cu gaming, ci voi posta un tutorial în viața reală. Deci nu uitați de like, de subscribe și de un share dacă o să vă placă să-mi dați toate acestea, vă rog frumos, haideți, că vreau să fim o comunitate cât mai mare. Deci da. Astăzi vă voi arăta cum să faceți un motoraș funcțional, adică cum să faceți ca să funcționeze motorașul. Așa, deci, în primul rând, avem nevoie de un motoraș, pentru că asta este și ideea. Așa, trebuie să se rotească, dar dacă nu se rotește, înseamnă că s-a blocat ceva. Că ea trebuie numai decât să se rotească. Bun, dar puteți să o curățați. Sau dacă nici nu puteți să o curățați, înseamnă că o să vedeți cum o să o puteți curăța. Adică când o să-l porniți, poate o să se... Poate să... Ok, bun. Trebuie să avem niște cabluri la acest motoraș, pentru că, da, trebuie să meargă. Eu am pus aici cu bandă izolatoare, un fel de... De izolatare. Ok, pentru că dacă porneam motorașul, dacă se atingeau una de alta, se oprea. Adică astea două sunt și aici. Și dacă se atingeau, nu putea să. Ok, v-am prezentat puțin despre acest motoraș. A doilea lucru, o baterie trebuie, de care a fi, doar poate să fie și de asta subțire și groasă poate să fie, dar trebuie să aibă așa, să fie fix așa, să nu fie ceva stricat. Apoi, lucrurile care le un fel de accesorii, dacă pot să spun așa, la acest motoraș. Am luat un dop. E cam... Așa, am mai luat și un carton. Și da, o să vă arăt ce puteți să faceți cu asta. Bun, așa, hai să începem prima dată de a pune dopul de fanta. Ok. Nu fac reclamă la acest dop. Bun. Și se înrotește. Vedeți că se înrotește, da? Acum, cu aceste două cabluri, așa, deci cu aceste două cabluri vom avea nevoie pentru că de o baterie, așa. Apoi, trebuie să stați să vă arăt să focuseze, așa. Vedeți aici această... stați puțin că e cam soare, să-l pun altcumva mai așa, pentru că este mai soare și nu se prea vede. Deci vedeți această sârmulit. Deci, vedeți? Sunt mai multe. O punem fix în mijlocul acesta de la baterie. Sau puteți să puneți chiar pe lângă. Puteți să puneți chiar pe lângă, dar eu o să pun pe mijloc de la baterie. Este cam greu, dar ce să-i faci? Așa. Bun. Stați. Hai că o să pun așa pe lângă. Apoi luăm cel de-al doilea cablu și îl punem în partea asta. Vedeți? Punem în partea asta. Și când îl punem, îl luăm. Vedeți? Hai să dau de mai departe. Uite așa. Să mai pun din nou. Nu contează cu care cablu, puteți să puneți cablul în orice parte vreți. Și uitați-vă cum se înrotește. Vedeți? Hai să vă arăt. Dacă iau un cablu, acesta imediat se oprește. Ia, uitați-vă. Vedeți?
trebuie să țineți cu acesta. Așa. Se înrotește asta. Vedeți? Bun. Hai să trecem la cea de-a doua chestie. Așa, punem dopul deoparte și luăm chestia aceasta din carton, care o punem așa, băgăm aici, în partea, stați, de fapt, în partea asta, pentru că e mai mică, așa, și trebuie la fel să se înrotească. Data aceasta va trebui să dau și mai tare, pentru că, așa, și la fel, uitați-vă. La mine motorașul e cam slăbuț, dar asta e, n-ai ce să-i faci. Dacă la voi e puternic, aveți noroc. Bun, așa. Și acum, în momentul acesta, el s-a activat. Așa, s-a activat, dar că nu se aude. Și acum, uitați-vă, stați să îl țin de motoraș și uitați-vă. Îmi face un vânt foarte mare și stați puțin. Uite așa. Vedeți? Și îmi face un vânt așa de tare. Puteți să încercați și voi. Și da, și uitați-vă, la fel, dacă luăm bateria. Ați văzut că s-a oprit. Să încerc să dau camera și mai tare, dacă aș putea. Nu știu cum să încerc să dau. Să pun unde. Nu se primește. Gata, gata, știu cum să pun. Așa, bun. Așa, o să se vadă, cred, mai bine. Așa, deci îmi place foarte tare. E preferata mea cu acest carton. Să pun decât cu sticla. Dopul. Scuzați. Așa. Și uitați-vă. Uitați-vă cum doar se înrotește și o țin de asta. Iar dacă vreți ca voi să nu țineți degetele, puteți să puneți ceva scotch sau nu știu, eu știu, clei fierbinte, dar dacă veți pune, va rămâne aprins decât dacă veți pune un cablu care poți să activezi, să dezactivezi un de la roșu care e off, on, off, on. Și veți putea. Sper că ați înțeles ce am zis. Nu știu de ce. Trebuie să fie fix. Dacă nu, puțin poate să se dezactiveze. Uitați-vă. Acum se... E bine. Dar e cam descărcată bateria și nu prea merge. Și da, în plus la asta, puteți să vedeți dacă e încărcată bateria sau nu. La mine se vede că deja este cam descărcată, dar asta e, n-ai ce să-i faci. Bun, ia, hai să vedem acum. Stați că se... Deci este foarte frustrant, recunosc, dar măcar se... Da, uitați-vă. Se mișcă și hai chiar să îl punem. Așa. Acum uitați-vă.